Ieri am fost Iisus Hristos, astăzi mă fac, am fost și Lucifer cu coadă, fier m-am plictisit. Așa. Acum mă fac la anticrist. Uite așa arată anticrist. Așa. Are many horns, cum zicea o artistă adevărată, și are de asta nervoasă. Și vine așa. I'm the... I'm the Antichrist. Listen to me. I forgive you. Așa, hai să trecem în mână. Băi, sunt Antichrist. Adică sunt Antilu Crist. Da. Cum zicea un actor al meu de când eram mic. Eu sunt Mephisto. Adică Dracul. Da, eu zic acum. Sunt anticrist. M-am plictisit atât de anticrist. Sunt Antilu Hristos. Ce povesti? Hai că mă iau după Antonii Livei. Levei! Ziceam ăla, bă, sunt anticrist. Bă, acum sunt eu. A zis ăla. Bii! Să bani de o Biblie satanică. Eu mă căcat pe mine de râzul. Nu că eu nu cred. Eu cred și în dracu și în Dumnezeu. Le zic la asta. Dacă băgăm la extremist religiile noastre, monoteiști, care de fapt sunt politeiste, da. Noi suntem monoteiști. Avem și Sfânta Treime, și ăia catolici, și protestanții au ceva de genul ăsta. Deodată ce este mama lui Dumnezeu, e Dumnezeu Fiul, și mai e și Sfântul Duh. Și mai sunt mulți pe aia, ființi, alea. Dacă și dragii sunt pe categorii, voi cam politeiști, pentru că au împărțit sarcinile. Deci, ca și monoteiști. Totul se bazează pe un tată. Păi și la politeism trebuia unul să fie boss. Șmecher. Da? Tot aia e. De ce? În principiu, suntem tot aia. Avem religia asta. De, eu sunt anticrist. Pentru că avem lipsă de educație. Fenomenele naturale. Fenomenele sociale, interacțiunile. Nu ni le putem explica decât printr-o explicație a tot cuprinzătoare în mintea noastră. Că atunci dacă acceptăm din inima noastră, care dacă te uiți fiziologic, este de fapt un mușchi cu sistem nervos, e mai mult de și ni le explicăm cu fenomene chiar în afara percepției noastre. E, ar fi o relevanță. Că unii le percep. Dar îi credem? Nu trebuie să cercetăm. Într-adevăr, sunt de acord cu anchetele, că sunt mulți excurcii. Dar culmea, excurcii reușesc întotdeauna. De ce? Eu sunt anticrist. Mie îmi place de excurci. Mai ales că îmi place de excurci să mă excurcize pe mine. Da, îi tentezi. Ia uite ce crează. Și după aia le zic. Vai de acolo, mă! Vai! Elevusia de păsit profesor! Am dat în dambla! Mi se mișcă balana! ce pot să zic de Hristos? Bă, era un băiat de treabă. Dar și eu sunt un băiat de treabă. Vin de la unii care interesează doar treaba. Se uită în căcuță și în pișuruță. Ca să facă căcuță și pișuruță, treaba lor e să bage ei. Deci, bagă sus, la Dumnezeu, la guriți, și se iasă pe jos. Deci, se ușurează. De ce? Ca să poată să fâlfâi, și după aceea să gâlgâie, iar pișuriță. Zice, băi, asta e. După vorba, viața contează
ce fuți și ce hărești și ce vei. Atunci, restul sunt niște chestii. Ce să zic de Iisus Hristos? Păi, a fost doar unul, a murit și nu mai vine. Nu vine la întâlnirea a doua. Unii zice că n-a fost nici prima oară. A fost un om foarte dotat, un spirit luminat. Vezi, nu prea credem. Noi credem și nu credem. Suntem niște paradoxuri. De ce? Că sunt eu. Și văd izbii, divide et impera. Băi, am propus în deșert, m-am dus și acolo. Aha, ce faci, bă? Aia, l-a trimis pe tata. Ăla, aia. Căte Iisus Hristos. Oh, piei sătă! Ok, băi, te fac regilii lumii. Ăla, nu vreau. Nu vrei? De ce nu vrei? Regilii lumii, bă. Păi deja sunt original. Păi eu îți propuneam ceea ce ești. Nu e mișto? Și deci îmi place de tata. Și eu o să fac ce face tata. Mă duc la aia și le propun. Băi, vrei să fii sărac? Ăla, păi ce sărac? Păi îți propun ceea ce vrei. Vrei să te fac de rușine? De fapt am mai făcut. Păi ne faci de rușine. Ți-ți va îndeplini părința. Da. Păi, dacă vorbește Dumnezeu cu tine, cu mine nu vorbește Dumnezeu, s-a supărat. Bine că vorbește cu tine. O să te ajute și la mine și la tine, dar fie că sunt și eu. Băi, a fost mai mult anticrist, acum sunt eu. Tu bine că există, să-L aperi pe Dumnezeu. Cum îl aperi, mă? Când scos pula la lume, sau dacă vii la mănăstire, acolo sunt și oameni minunați. Dar vezi că sunt și dablagii care omoară fete. Acolo le crucifică, are. Tanacu, îți zice ceva. Mai bine te duce la Tanacu și dădeai lui ăla cu parul în cap. Lui călugărul preot, dă-mi la cap. Care făcea exorcize. Bă, nu zic că n-ar fi și astea, dar e foarte rar. Restul se numește o boală psihică, schizofrenie. Deci sunt anticrist. Ori crezi, ori nu cercetezi, oricum ce plan să cercetezi tu. Crezi, ce crezi? Ce crezi și eu? Că ești de mână la cap. Dar e mișto că existi. Ca să-mi întărești credința în enoria și mei. Sunt anticrist. Să mă duc la biserică să-mi fac poză cu mulți preoți și fac așa. Sunt anticristul, mi-am vândut sufletul Domnului. Minunului. Cum? Mi-am tăiat cola. Nu era de-n cola. Am luat un pergament. Dar n-aveam pergament, am luat o cola. Și am scris acolo. Mi-am scuipat pe cola. Mi-am rașchetat-o și am luat sânge și cu deștul ăsta scria. Ave! Satan, please make me antichrist semnat pula mea. Și după aia l-am băgat așa, pe fereastră, ca să vină la dimineața când mă uit, bă, să-mi bă pula, s-a negrit sângele. Nu știam eu de trombocite și ale. Eu l-am făcut așa, s-a negrit. Semn de la Satan, m-a făcut anticrist. S-a venit dat cu trombon. Nu, pare că s-a închegat, s-a negrit, s-a oxidat. E semn de la Satan. I number one. Adică mă piși pe capul vostru și I number two. Adică mă cac în capul vostru, că oricum e de căcat. Și dacă mă piși pe voi oricum, n-arătați nici ca un pișat. Că la pișat și căcat se face ceva analize, știi? Ca să vă vadă dacă aveți ceva acolo, în voi. La voi, la analize, la toamna, ce să vă fac acolo, și vă vedeți și psihiatrii n-au ce să vă fac. Vă face la pișat și la căcat. Atât. Pa!